Petrecerea burlăcițelor era în toi, iar Miruna era pe culmile distracției alături de Gabriela, pe care o percepea ca pe o prietenă. Dar că m-am dezamăgit foarte rău. Dacă îmi spunea lucrul ăsta înainte să depunem actele, nu era nicio problemă. Eu știam cu el de mână, pe cuvântul meu, jur. Dar așa, e foarte greu. Nu fac greșelile mele. Nu fac greșelile tale, nu fac ale mele. Am văzut că nu fac pozele. Dar pozele sunt la... le-am trimis acasă la tatălui. Ah. Asta o parte să decidă. Zici că ne potrivim, nu? Degeaba. El pune orgoliul mai presus de iubire, știi? Eu am stat din orgoliu, dar... poate că iubirea o să învingă în final, dar nu știu ce să zic, sunt slabe șanse. Ți-ar mers? Păi da, nu, chiar nu mă gândesc la competiție, dar... mie îmi plac oamenii de cuvânt, știi, oamenii care au cuvânt. Dacă îmi spui ceva, ține-te de un lucru. Dacă nu îmi spunea, chiar nu aveam nicio problemă. Noi ne-am hotărât, lunea trecută, ne-am hotărât să ne căsătorim, nu să depunem actele. Am zis că în momentul în care depunem actele, noi suntem 100% sigur că ne căsătorim. Dacă mi se spunea de atunci că depunem actele și avem 200 de ani la dispoziție să ne gândim, nu era așa mare dezamăgirea. Era că ești adevărată. Ultimele săptămâni. Am fost de la început, minună, crede-mă. Ai mare noroc de a întâlni pe Cosmin. Crede-mă. Să nu-l ai niciodată pentru că te iubește mult. Ai făcut multe greșeli. Foarte multe. Eu dacă făceam greșelile pe care le-ai făcut tu, eram foarte mult. Înțelegi? Dar el a pus iubirea mai presus de tot. Asta îți faci și tu. Nu fă greșelile mele. Eu nu fac nicio greșeală, fac exact ceea ce simți. Dacă mai încolo, peste 2-3 săptămâni, consider că am greșit, măcar a fost ceea ce am simțit la momentul respectiv, știi? Potrivit pentru tine. Nu mai plânge. Uite, Tico, zâmbește. Apreciez, să știi. Mi-a plăcut mult de Valentin. Dar pentru tine este... nu avem ce mă să minți. Dar are orgoliu prea mare. Dar chemarea lui Bahus era evidentă și se mai ciocnea un pahar pentru reconciliere. Fii atentă, bei niște apă rece, două cani. Hai, Cana. Bei niște apă rece. Și mănâncă ceva. Da, de să mai pun una. Și e să fumez. La toaletă. Fii atentă, bea și cana asta. După ieși un pic la aer. Bună, Adina! Sunt cam amețită! Și tu? Raluca se sesiza și observa că Miruna nu este prin preajmă, așa că mergea să vadă ce face. Miruna, ești ok? Mamă, să-mi bat piciorul. Miruna? 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 Așa că Raluca fugea de îndată să ceară ajutor. Miruna?
E la baie, la baie, la toaletă, nu pute să deschide mușa. Ia uite. Ia stai. Deschide mușa. Nu putea să deschide mușa. Vai de capul meu. Ia. M-auziți? Cărușoară, m-auzi? Tensiunea pacientului ne scade de la... Avem 82 cu 48 în momentul de față. Ce s-a întâmplat, Miruna? Nu mâncasem. Adică am mâncat foarte puțin sâmbătă. Eram și obosită și am zis să dăm șaturi cu toate, pentru că era ultima petrecere. Eu nu beau tărie. Nu știam cum o să reacționeze corpul meu. Am mai avut, într-adevăr, într-un alt pahar vin cu suc, dar nu era foarte mult vin pus. Și poate din cauza că le-am combinat, nu știu, la un moment dat am simțit că mai a foarte rău amețeala. Ce s-a difuzat mai devreme de la dans, eu nu mai țineam minte. Adică eu eram prezent acolo, dar nu mi-aduc aminte nimic cum am dansat. Știu clar că am vorbit cu Gabriela și acolo a fost ultimul moment pe care eu mi l-am amintit. Nu mai știam de faza cu Raluca când a venit pentru apă, nu mai știam că m-am dus la toaletă, nu mi-aduc aminte nimic. Bun, situația este extrem de gravă pentru că, așa cum ai văzut, în momentul în care cei de la ambulanță au venit, tensiunea ta era 8 cu 4 în scădere. 8 cu 4 în scădere. Asta înseamnă, ce să zic eu ție, ești aproape... Coma. Din păcate, ai ajuns la spital în coma alcoolică. Cu o alcoolemie de 244. Fata asta ți-a salvat viața. Știu. Ce înseamnă... Fata asta ți-a salvat viața. Într-o situație, ți-am spus, vreau să înțelegeți gravitatea situației. Voi știți că imaginile pe care le-am văzut acolo sunt de pe spycam, nu sunt de pe domurile obișnuite pe care le urmăresc colegii mei în monitoare. Adică ele trebuie cerute separat, pentru că sunt lucruri care țin de intimitatea voastră, adică sunt imagini acolo, dar nu le urmărește nimeni. Se cer în situații speciale, cum a fost cea de acum. Putea să nu meargă. Știu, puteai să stai acolo se sesiza, ia... 10 minute, jumătate de oră, o oră. Crede-mă, Doamne ferește, se întâmpla o nenorocire pentru toată lumea. Sunteți adulți. Dincolo de petrecere, de distracție, sunteți adulți. Ai 27 de ani. La vârsta voastră trebuie, dincolo de orice, să funcționeze autocontrolul. Pentru că, repet, puteai să nu fii aici. Puteai să fii afară cu prietenele tale la o petrecere a burlăcițelor, unde nu te vedea nici naiba, cădeai într-un veceu și moartă acolo rămâneai. Repet, sunteți adulți și trebuie să vă dați seama, ok, fiecare om are o limită. Nu funcționează nicio scuză în cazul de față. Puteai să te nenorocești pe tine, familia ta, nici mai contează, că știi cum e, când moare un om... Puteai să faci stop cardiac. Stop pur și simplu, organismul tău să nu reziste la așa ceva. Ai băut mult. 240 alcoolemie, nici nu știu cât trebuie să bei, pe bune, nici nu știu cum trebuie să bei. Au fost 4 sau 5 șaturi, dar din 2 băuturi și paharul acela de vin cu suc. Habar n-am ce ai băut, Miruna, că la un moment dat, dacă s-a rupt filmul, știi cum e. Nu, că atunci când alcoolemia asta nu puteai să o ai de la 4 șaturi. Nu puteai. Oricum, ideea este felul următor. Avem niște anunțuri de făcut. Din acest moment până la sfârșitul sezonului și pentru următoarele sezoane, în Casa Mireasa nu va mai fi tărie. N-ai cum. Asta e. N-ai cum. Că anunțul va fi și pe site. Până la urmă, repet, oamenii ăștia sunt niște adulți. Nu vorbim de copii, nu vorbim de adolescenți. Fiecare trebuie să aibă un autocontrol. Trebuie să fie o cenzură în momentul în care... Și nu numai dacă apar la televizor, și dacă te duci
într-un club și dacă duci la o petrecere cu prietenii tăi, e valabil pentru toată lumea. Eu mă bucur foarte tare că ai mei colegi au cenzurat, pentru că sunt imagini cu un puternic impact emoțional. E vorba și de demnitatea ta, adică nu cred că ți-ar plăcea nici ție, nici familiei tale ca aceste imagini să fie pe net și să le vadă copiii tăi peste 10 ani, să vadă ce a făcut mama. Nu despre asta este vorba. Repet, demnitatea ta umană trebuie protejată și a familiei tale și a lui Cosmin până la urmă, că sunteți un cuplu logodit. Lucrurile, repet, au fost mult mai grave. Îi felicit pe colegii mei care au fost în tura de noapte sâmbătă, că n-au scăpat nimic pe Antena Play, pentru că se poate întâmpla. Adică puteau să fie pe cadrul la baie, nu pe Spike, că v-am spus nu se poate, dar cadrul la baie, că cu Adina, în fine, nu știu. Practic, oamenii n-au văzut acasă și după cum ai văzut, imaginile au fost foarte cenzurate. Dar eu cred că, ca să înțelegi și tu despre ce este vorba și ce s-a întâmplat cu adevărat, cumva și Cosmin, eu o să vă dau să vedeți 2 minute și doamna Adriana, imagini necenzurate. Trebuie să văd când dăm un play. Ok, vă rog să le urmăriți. Ca să, repet, ca să înțelegeți cât de gravă era, a fost situația, cât de tare s-a speriat toată lumea și cât de fragilă este granița asta între viață și moarte până la urmă. Am ales să facem chestia asta ca să, în primul rând, Miruna să conștientizeze și nu numai, cumva și cei de acasă care poate se uită. E tentația foarte mare, dar trebuie întotdeauna să existe o autocenzură. Repet, sunteți adulți, nu vorbim de adolescenți. Dom'le, dacă știi că nu poți să o duci, mai bine nu bei, decât să te pui într-o astfel de situație și nu numai, decât să se întâmple o nenorocire, pentru că, îți repet, dacă nu era femeia asta care să urmărească, se putea întâmpla o nenorocire. O nenorocire. Nu vreau, n-am vrut să vă șochez cu imaginile astea, dar chiar a fost grav. Chiar a fost grav. Și sper să fie și ție, nu știu, așa, ca o lecție. Știi ce scrie pe biletul tău de externare, doamna doctor? Și a scris cu litere mari, stop alcool, stop. Deci ce știi să fie imaginat oamenii ăia când te ieși cu un diagnostic etilism acut? Deci era incum alcoolică. Pe bune, la un pas de atac de cord, știi? Puteai să faci stop cardiac. Vreau să-mi spui că ai înțeles și vreau să-mi spui că nu te mai joci cu lucrurile astea. De asta îmi spun eu, dacă merg la o petrecere, cum au fost toate petrecerile din casa Mireasa, beau vin cu niște suc, dar dacă simt că m-am mețit după o cană, două, că atât mi-e de ajuns, și ce s-a schimbat? Mă opresc. Aici a fost vorba că am dat toate șaturi. Și a fost unul după altul, la un timp relativ scurt. Dar știi că nu te obligă nimeni. Dacă știi că nu poți... Ei, nu am știut că voi reacționa așa. Când am simțit amețeala aceea, m-am oprit. Dar, din păcate, după acea amețeală a fost situația... Dar tu ești conștientă că dacă afară, într-o situație similară, te duceai la petrecerea burlăcițelor la tine afară, dacă te măritai afară, și dădeai șaturi cu...
cu prietenele tale, acolo rămâneai. Asta vorbeam și cu Raluca, o rămâneam în baie, rămâneai. Ori se întâmplă vreo nenorocire să interacționez cu cineva și cine știe unde ajungeam. Cosmin, zi-mi ce părere ai de situația asta, că na, ai văzut exact ce s-a întâmplat. Da, n-aș putea să mi-ți zic că mă simt confortabil acum, pentru că nu e chiar așa. Da, ca toate fetele, bine, poate ea a exagerat un pic. A fost și vibe-ul ăla al petrecerii, s-au luat cu toate, au dansat. Nu cred că a fost intenția ei să zică, mamă, seara asta ajung la spital. Cu siguranță n-a fost asta. Și doamna Adriana? Nu m-am gândit că e chiar așa, adică, da, ieri când a venit mi s-a spus, dar nu, vă dați seama, am văzut imaginea, acum mi s-a părut, da, chiar putea să se întâmple tragedie. Și acum, dacă mai, nu știu, viitor, cred că nici nu ar trebui nici să-l mai guste dacă reacționează așa, pentru că nu toți oamenii reacționează așa. Da, și mulțumesc Dumnezeu că a fost Raluca sau cine a fost acolo la timp și s-a întâmplat așa. Totuși e bine decât să fi fost atât de neferiște. Ok, eu sper că fiecare dintre cei care au fost aici să-și ia lecția de viață așa cum cred ei, nu știu, cu tot ce s-a întâmplat. Sincer să fiu, nu pot să nu mă gândesc și la ai tăi acasă. Da, că spun eu. Am vorbit cu mama, mi-au dat voie, adică mi s-a permis să am un apel telefonic cu ea. Că din ce am înțeles, știa de niște speculații, nu știu, ea a vrut doar să știe dacă sunt bine. Nu să-i povestesc, dar eu i-am povestit ce am aflat și eu, că nu ține minte. Da. Și acum, la modul cel mai serios, ar cam trebui să te potolești așa cam cu tot ce faci, pentru că ai 27 de ani, Miruna, și nu știu, poate ăsta a fost semnul ăla, știi? Semnul ăla că, nu știu, șocul ăla. Băi, ce-i cu mine? Am 27 de ani, de ce fac lucrurile astea? Tu spui că vrei să te măriți, să faci copii. Păi, stai un pic, în primul rând ai grijă de tine, învață să ai grijă de tine, să-ți pui limite, să te cunoști bine ca să știi cum să reacționezi. Luăm o scurtă pauză, după pauză vedem cum a fost și în casa băieților.